avem quorum și declar ședința Comisiei de Doctorat deschisă. Membru susține publica a tezei de doctorat cu titlul Eficientizarea comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică. Autorul Roșca Marie. Componența Comisiei de Doctorat a fost propusă de către conducătorul de doctorat și Comisiei de Îndrumare, aprobată de Consiliul Științific al USM, în data de 16 martie 2022, procesul verbal numărul 8, după cum urmează. Racu Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, USM președinte. Толстая Светлана, доктор în психологии, конференцар университар, УСМ, кондукатор де докторат. Анцебор Людмила, доктор хабилитат ин психологии, конференцар университар, УСМ, референт. Волбучану Аглаида, доктор хабилитат ин психологии, профессор чесетатор, институту штиинцы али эдукации, референт. Кузнецов Лариса, доктор хабилитат ин педагогии, профессор университар, университете педагогика дистаты Лонгрианга, референт. Паладия Оксана, доктор ин психологии, конференцар университар, секретарь штиинцифик ин кадрул комиссии. Și conform procedurii, voi prezenta succint dosarul doctorandei Roșca Marie. Doamna Roșca Marie a fost înmatriculată la studii superioare de doctorat la USM cu începerea de la 11.01.2016 prin ordinul rectoratului numărul 13C din 17 februarie 2016, la formă de studii cu frecvență în bază de taxă. Conducător de doctorat, Толстая Светлана, doctor în psihologie, conferințar universitar. Tema tezei, eficientizarea comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică, și a fost numită comisie de îndrumare Platon Corolina, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, Universitatea de Stat din Moldova, Anțebor Ludmila, conferințar universitar, doctor în biologie, USM, Calanci Angela, conferințar universitar, doctor în psihologie, ULIM. În perioada 11.01.2016, 10.01.2019, doamna Maria Roșca a realizat integral cerințele prevăzute în cadrul programului de pregătire universitară avansată și programul individual de cercetare științifică, acumulând pe parcursul anilor de studii 140 de credite, și anume 40 de credite sumând 4 examene, 25 credite prin programul individual de cercetare științifică, 30 credite susținând 3 referate științifice și 45 credite prin publicarea articolelor. În reviste de specializație din țară, studii Universitas și peste hotare, reviste European Journal of Humanities and Social Sciences, European Journal of Education and Applied Psychology și problemele современной науки и образования. Și ai prezentat materialii cercetării la conferințe științifice naționale cu participare internațională. Integrarea prin cercetare și inovare în 2017-2018, internaționale, învățământul superior, valențe și oportunități educaționale de cercetare și transferul inovațional, pe data de 28-29 septembrie, 2016 OSM și încă o conferință, actualități și perspective în cercetare psihologică, pe data de 29-30 noiembrie 2018 OSM. Conținutul cercetării este reflectat în 11 publicații. Conform prevederilor, procedurii operaționale de admitere la susținerea publică a tezei de doctorat, aprobat în ședința Senatului USM din 3 aprilie 2018 și procedurile operaționale de depunere și susținere publică a tezei de doctorat aprobată de Consiliul Științific al USM în ședință din 26.09.18, procesul verbal numărul 1, a fost îndeplinite următoarele cerințele. Teza de doctor și rezumatul în vederea realizării analizei similitudinii a fost depus la Departamentul Știință al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport din Republica Moldova pe data 25 martie 2020. În urma examinării serviciului respectiv, a elaborat raportul de similitudini cu concluzia că nu a fost depistate semne evidente de plagiat și antiplagiat,
Coeficient de disimilitudine se încadrează în cerințele stipulate în regulamentul instituțional privind verificarea similitudinilor în teze de doctor și doctor habilitat. Fragmente identice reprezintă preluări din alte texte, inclusiv proprii publicații, expresii profesionale, standard, utilizate în pedagogie și în alte acte legislative. Teza de doctor a trecut evaluarea preliminară în ședință comună a Departamentului Psihologie, Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității de Stat din Republica Moldova, conducătorului de doctorat și comisiei din drumare, pe data de 2 octombrie 2020, cu sugestii și recomandări de redactare și pe data de 30 noiembrie 2021, cu avizul pozitiv. Realizând modificările conform sugestiilor înaintate, în cadrul ședinței comune a Departamentului și Comisiei din drumare, studenta doctorandă a prezentat teza de doctorat și rezumatul ei în redacție finală pentru analiză de similitudine la Just Lex Moldova. În urma examinării serviciului respectiv, a elaborat raportul similitudinii cu concluzia că nu a fost depistate semne evidente de plagiat și antiplagiat, coeficiente de similitudine ce se încadrează în normele stipulate. Studenta doctorandă a prezentat dosarul conform listei documentelor necesare la depunerea oficială a tezei de doctorat, care include cerere de admitere a tezei de doctorat pentru susținere publică, extras din decizia Consiliului Științific privind aprobarea componenții Comisiei de Doctorat pentru susținere publică a tezii proces verbal numărul 8 din 16 martie 2022, extras din decizia Consiliului Științific privind aprobarea temei de cercetare, de semnare conducătorului științific și a Comisiei de îndrumare proces verbal numărul 3 din 16 februarie 2016. Avizul Departamentului Psihologie privind admitere susținerea publică a tezii de doctorat din 30 noiembrie 2021, acordul conducătorului de doctorat și membrilor Comisiei din drumare privind admitere pentru susținerea publică a tezii de doctorat din 2 februarie 2022, adeverință privind parcursul studiilor universitare de doctorat și lista publicațiilor științifice conform punctului 7 din anexă 2 la regulamentul Ministerului privind atribuirea calificativelor tezilor de doctorat, ordine numărul 514 din 5 decembrie anul 17. Lista conferințelor și altor foruri științifice naționale și internaționale, conform punctului 7 din anexa 2 a regulamentului Ministerului privind atribuirea calificativelor tezilor de doctorat, ordin numărul 514 din 5 decembrie 2017, la care a participat studenta doctorantă. Notificare privind predarea tezii de doctorat la directorul școlii doctorale, declarație cu privire la organizarea tezii de doctorat, originalitate, declarație cu privire la originalitatea tezii de doctorat, raportul de similitudini, două rapoarte, și cerere de depunere tezii de doctorat și CV studentului doctorant Europass. Atunci, dosarul pretendenții este complet. Dacă membrii Comisiei de Doctorat au întrebări la dosar? Nu avem complet cu adevărat. Da. Dosarul pretendenții este complet și corespunde cerințelor ANACEC de formare a dosarului. Și atunci autorul, în oferim doctoranții posibilitatea de a expune conținutul tezei conform regulamentului, prezinte principalele idei, rezultatele științifice, concluzii, recomandări cuprinse în teza de doctorat până la 30 de minute. Vă rog. Stimată audiență, vă spun bună ziua, vă invit să audiați teza de doctor Tehnocrată,
Comunicarea interpersonală rămâne a fi o unealtă prețioasă ce ne ajută să comunicăm, să ne dezvoltăm ca individualități, să stabilim conexiuni interumane. Scopul cercetării constă în identificarea particularităților comunicării, ale autocunoașterii și ale relațiilor interpersonale la copiii de vârstă școlară mică și în elaborarea unui program de intervenție psihologică în vederea eficientizării comunicării la copiii de vârstă școlară mică. Ca urmare a analizei studiilor enunțate, am derivat problema de cercetare a investigației, care constă în faptul că până acum nu a fost studiat conceptul de comunicare raportat la autocunoaștere și relații interpersonale la copiii de vârstă școlară mică. Cercetarea are la bază mai multe teorii științifice, idei din domeniul psihologiei, pedagogiei, psihologiei vârstelor, psihologiei educației, din care am derivat următoarele concepte teoretice. Am studiat comunicarea ca factor de dezvoltare a competenței de comunicare la copii, comunicarea ca factor generator activității în general, comunicarea ca factor de formare și dezvoltare a personalității și, la fel, comunicarea ca factor de conceptualizare a comportamentelor cognitive, emoționale și sociale. Cercetarea este nouă prin faptul că completează aparatul teoretic prin abordările bine sistematizate privind variabilele studiate, prin faptul că s-a stabilit profilul psihologic al copilului de vârstă școlară mică, cu trăsături manifeste de comunicare eficientă, s-a fundamentat programul de intervenție psihologică. Din punct de vedere aplicativ, cercetarea noastră contribuie prin faptul că s-a selectat și s-a argumentat instrumentariul de identificare a variabililor cercetate. S-a elaborat și s-a implementat programul de intervenție psihologică și prin urmare, s-au formulat recomandări pentru psihologi, educatori, părinți și copii. La fel, problema științifică important soluționată constă în identificarea particularităților de comunicare, autocunoaștere și relaționare interpersonală la copiii de vârstă școlară mică, fapt ce a condiționat elaborarea și implementarea de către noi a unui program de intervenție psihologică, asigurând astfel eficientizarea comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică. În capitolul 1, corelate ale comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică, am încercat să definim conceptul de comunicare din diferite perspective teoretice. În concordanță cu literatura științifică, indicatorii unei comunicări eficiente sunt ascultarea activă a altora, conlucrarea cu alții în rezolvarea problemelor, exprimarea directă și sinceră a trăirilor, obținerea respectului și aprecierii altora, convingerea prin argumentare, implicarea în comunicare la necesitate, evaluarea situației și elaborarea concluziilor. La fel, în urma analizei conceptelor privind autocunoașterea și autoaprecierea, am stabilit indicatorii autoaprecierii și aceștia sunt: individul care se autoapreciază adecvat, acceptă și se preocupă mai puțin de aspectul exterior, în sensul că nu are o fixație la faptul cum arată, acceptă diferențele privind aspectul fizic, acceptă ușor diferențele dintre propriile niveluri de competență și ale altora, manifestă autonomie, independență, capacități de a se descurca singur, progresează în mod direct și realist pentru a realiza obiectivele, au capacități mari de a fi creativi, sunt încrezuți în sine. În urma analizei variabililor teoretice, am dedus și indicatorii relațiilor interpersonale.
astfel că persoanele care relaționează interpersonal eficient sunt cei care, comunicând cu alții, sunt binevoitori, au capacități de lider, au o capacitate foarte mare de a fi empatici și înțeleg perspectiva altora, sunt echilibrați emoțional în interacțiunile cu alții, respectă regulile sociale și la fel sunt foarte eficienți în situații dificile. Analiza teoretică ne-a permis să elaborăm anumite concluzii și am dedus că comunicarea interpersonală este un fenomen natural, atot cuprinzător, pe care îl găsim în toate domeniile sociale. Și la fel, noi am definit comunicarea ca fiind o activitate de socializare într-un anumit context social. Tipurile de comunicare manifestate de copil în societate reprezintă atât premisă cât și rezultat al comunicării copilului cu instituțiile responsabile pentru educația lui, cum ar fi familia, școala, societate. Specificul comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică se evidențiază în activitățile de educative, de formare și dezvoltare. Autocunoașterea presupune asumarea de către copil a identității proprii privind caracteristici fizice, psihice, sociale și conștientizarea propriei individualități. Relațiile interpersonale ale copiilor de vârstă școlară mică se formează și evoluează în baza particularităților individuale, în baza fondului comunicării, precum și în baza tipurilor de comunicare, educație, relaționare, învățate în familie și în mediul școlar și, desigur, social. Capitolul 2. Studiul empiric al comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică, coordonata constatativă. Scopul experimentului de constatare constă în identificarea particularităților de comunicare, autocunoaștere și relaționare interpersonală la copiii de vârstă școlară mică. Metodele pe care le-am aplicat în constatarea acestor variabile sunt următoarele. Metoda, capacitatea de a construi un dialog după AM și Tinina, care conține două scale, competența de a iniția un dialog cu scalele competența de a asculta, competența de a conlucra, competența de a deține vorbirea fluentă, competența de a contacta cu maturii și colegii și respectiv a doua scală care cuprinde următoarele competențe. Competența de a adresa și a răspunde la întrebări, competența de a se alătura conversației în momentul oportun și competența de a finaliza conversația. Pentru estimarea nivelului de autocunoaștere în experimentul de constatare s-a utilizat metoda de Borum-Binstein, bine cunoscută de toată lumea, cu scalele respective. Exterior, inteligență, caracter, străduință, dispoziție, autoritate la semeni. Pentru estimarea relațiilor interpersonale la copiii de vârstă școlară mică am utilizat metoda proiectivă René Gil. Din cele 12 scale am ales 5 care credem noi că caracterizează foarte bine relațiile interpersonale ale copiilor de vârstă școlară mică și anume relațiile cu prietenii, comunicabilitatea, izolarea, comportamentul social adecvat și tendința spre dominare. În prelucrarea datelor
din punct de vedere statistic, în capitolul în ce privește constatarea, am utilizat metoda T-Student pentru eșantioane independente, pentru clasele 1, 2, 3 și 4, și pentru a identifica diferențele dintre medii la caracteristicile studiate. La fel am utilizat testul de corelație Pearson pentru identificarea corelațiilor și relațiilor direct proporționale sau invers proporționale. La fel, datele cercetării au fost verificate din punct de vedere al veridicității, omogenității și fiabilității, adică credibilității datelor. În experimentul de constatare au participat 376 de copii, dintre care 96 de elevi din clasa 1, 68 din clasa a 2, 80 din clasa a 3 și 132 din clasa a 4. Participarea copiilor la experiment a fost acordată cu părinții, conducerea instituției, psihologii școlari. În cele ce urmează, rezultatele experimentului constatativ. Am constatat că nu există diferențe semnificative în manifestarea abilităților de comunicare, autocunoaștere și relaționare interpersonală semnificativă, ci mai mult din perspectiva dezvoltării copiilor din punct de vedere al vârstei. La realizarea prelucrării statistice am identificat diferențele, adică am comparat clasa 1 cu clasa 2 și s-au obținut diferențe la mai mari, la competența de a contacta cu maturii, competența de a răspunde la întrebări și competența de a pune întrebări pe parcursul dialogului. Copiii de clasa 1 sunt, desigur, mai puțin socializați decât copiii din clasa a 2 și competențele de comunicare sunt mai dezvoltate la acei copii care frecventează inițial grădinița sau se află într-un mediu în care are posibilitatea să socializeze cu mai mulți copii. În clasa 1 copiii tind să îndeplinească cerințele învățătorului, să respecte regulile, sunt deschiși spre colaborare cu semenii. Cu vârsta, această tendință a deschiderii personale și spre comunicare se diminuează. Deci este specifică pentru elevii de clasa 1. Competența de a răspunde la întrebări și de a pune întrebări este caracterizată și de curiozitatea copiilor. La compararea indicilor variabilor studiate a copiilor din clasa 1 cu a 3 s-au obținut diferențe, de exemplu, la competența de a contacta cu maturii și de a răspunde la întrebări. Deci ei în clasa 2 sunt mai acomodați cu procesul de învățare, cu statutul de elev, explorează disciplinile, explorează mediul de învățare și respectiv și adresează și răspund la întrebări, conlucrează cu maturii și semenii. Comparând variabilele elevilor din clasa 1 cu cei din clasa 4, am obținut diferențe semnificative la competența de a contacta cu colegii și cu maturii mai mari. Faptul că copiii din clasa a patra, fiind în situații de învățare, își dezvoltă competența de a colabora, de a rezolva activități împreună cu colegii, de a rezolva probleme, de a identifica anumiți algoritmi, își dezvoltă respectiv și competențele de comunicare cu adulții și semenii. Constatarea gradului de autoapreciere a calităților personale la copiii din clasa 1-4, deci valorile medii
la fel sunt cumva omogene și caracteristice vârstei. Diferențe sunt, dar sunt determinate de vârstă și de activitățile educaționale mai mult. Semnificația diferenței dintre medii la caracteristicile autoaprecierii la copii din clasa 1 și a 4. Deci s-au comparat caracteristicile copiilor din clasa 1 cu a 2 și s-au obținut diferențe mai mari la abilități manuale. Abilitățile manuale corelează direct cu abilitățile cognitive și practice a copiilor. Copiii din clasa a doua sunt deja familiarizați cu activitățile tehnologice, cu activitățile de confecționare, cu jocuri practice, ceea ce îi face să fie mai dezvoltați decât cei din clasa 1. La fel, pe parcursul socializării și a procesului de instruire se dezvoltă și inteligența și caracterul, colaborând cu semenii și adulții. Deci, și la copiii de clasa a treia, abilitățile de relaționare, abilitățile practice și caracterul se dezvoltă în interacțiunea permanentă cu adulții și semenii, la fel și în clasa a patra. Particularitățile relațiilor interpersonale la copii din clasele 1-4. Relațiile cu prietenii la elevii din clasa 1. Deci aici am pus valorile cantitative a copiilor care se încadrează în norma standard a fiecărei scale. Deci copiii din clasa 1, dat fiind faptul că sunt foarte deschiși spre comunicare, zglobii, entuziasmați și dornici de a explora relații interpersonale, au și obținut o valoare cantitativă mai mare. Deci, în ce privește tendința spre dominare, copiii de clasa 1 o pot manifesta din motivul că doresc să exploreze mediul de instruire, că doresc să interacționeze cu colegii și uneori ies din normele școlare sau regulamentele stabilite. În privința comunicabilității, aceștia învață să socializeze, deci valoarea cantitativă nu este atât de mare. Izolarea, adică tendința de izolare a copiilor de clasa 1 ne spune că este o valoare normală, adică o parte de copii socializează din considerent faptului că sunt poate extroverți sau mai dornici spre comunicare, alții se izolează. Comportamentul social adecvat a copiilor de clasa 1 este mai mic, pentru că copiii necesită a fi dirijați în comportamentele lor, în interacțiunile lor, de către învățător, prin organizarea activităților de învățare. Și trec la clasa a patra. Relațiile cu prietenii în clasa a patra sunt caracterizate de dorința copilului de a aparține la un grup, de a fi validat în grupul de semeni. Pentru copiii din clasa a patra, relațiile cu prietenii sunt foarte importante, pentru că copilul își formează identitatea și chiar uneori își identifică valori sau se identifică chiar cu unii prieteni din acel grup. În ce privește tendința spre dominare, la copiii din clasa a patra aceasta este majorată, deoarece copiii fiind să comunice mai mult cu semenii, să interacționeze activ, caută aprobarea lor, poate și contravin sau contrazic învățătorii și adulții, evită să respecte norme sociale.
La comunicabilitate, iarăși... Maria, aveți numai 10 minute. Ok. Așa. Da, aici nu am vorbit. La fel am verificat existența corelațiilor dintre variabile cercetării. De exemplu, în clasa 1, inteligența corelează cu competențele de comunicare prin faptul că copiii doresc să pună întrebări și cu străduința, cu scala străduințe. În clasa a patra vedem corelații la în ceea ce privește relațiile cu prietenii și autoritatea la semeni. Avem relații invers proporționale la competențele de comunicare și tendința spre dominare și la fel competențele de comunicare și izolare. Deci am elaborat un profil psihologic care ne-a servit drept concept teoretic. Psihologică s-a desfășurat în trei etape. Prima etapă a vizat obiectivele trainingului, formarea coeziunii în grup, stimularea competențelor de comunicare, consolidarea nivelului de înțelegere a sinelui. Etapa principală a vizat 16 ședințe. Această etapă a avut drept scop formarea competențelor de comunicare menționate cu semenii prin dezvoltarea competenței de a asculta, de a conlucra, a interacționa asertiv cu adulții și semenii și altele. La această etapă au fost realizate activități spre antrenarea competențelor sociale prin exersarea competențelor de comunicare eficientă cu adulții și semenii, prin atingerea unui nivel, anumit nivel de armonie în privința gândurilor, emoțiilor și comportamentelor prin gestionarea emoțiilor negative. La fel s-au format abilități de acceptare a feedback-ului, de conștientizare a calităților semenilor și personale, de acceptare a limitelor și de menținere a stărilor de bine și confort psihologic. La fel s-au dezvoltat competențele de relaționare interpersonală prin înțelegerea și analiza conduitelor proprii și a semenilor, prin extinderea flexibilității conduitelor, prin dezvoltarea capacităților de modificare a comportamentelor nefuncționale și de înlocuirea lor cu modele de conduită funcțională, prin exersarea capacității de a se adapta la cerințele de acasă, de la școală, din societate. Etapa finală a vizat două ședințe și a constat în rezumarea activităților, stabilirea bilanțurilor, integrarea informațiilor primite și obținute. Și deci am obținut următoarele rezultate în privința caracteristicilor comunicării verbale, autoprecierii și a relațiilor interpersonale la copiii din clasa 1 TES-3TES. Valori mai ridicate am obținut la competența de a conlucra, competența de a răspunde la întrebări, competența de a intra în dialog în momentul oportun, competența de a finaliza conversația. În ce privește autoprecierea la variabile inteligență, dispoziție, străduința, la relații interpersonale, la testul René Gilles, relații cu prietenii, tendință spre dominare, comunicabilitate, comportament social adecvat. În clasa a patra am obținut valori ridicate la competența de a asculta, competența de a deține vorbirea fluentă, competența contactării cu maturii, cu colegii, competența de a pune întrebări, competența de a intra în dialog în momentul oportun, competența de a finaliza conversația,
tendința spre dominare s-a ameliorat și comunicabilitatea s-a îmbunătățit. Deci acest minus reflectă diferența obținută, adică îmbunătățirea acestor caracteristici la copiii de vârstă școlară mică. Concluzii la capitolul 3. Programul de intervenție psihologică, orientat spre eficientizarea comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică, generează o dinamică pozitivă a competențelor de comunicare, a nivelului autocunoașterii și a relațiilor interpersonale. A fost stabilită o creștere semnificativă a valorii indicatorilor test-retest, obținută de copiii claselor 1-4, la toate caracteristicile comunicării verbale. Copiii și-au dezvoltat competența de a asculta, de a răspunde la întrebări, a pune întrebări pe parcursul dialogului, a vorbi fluent în stabilirea contactului, a comunica cu semenii. Comunicarea interpersonală a generat la copii o dezvoltare a nivelului de autocunoaștere și autoapreciere. Rezultatele programului de intervenție psihologică au demonstrat necesitatea formării la copii a unor competențe, precum competențele de a se autoaprecia, de a se accepta, de a intra în contact cu semeni, de a forma o poziție de observator independent în raport cu sine și cu situația în care se află, adică aceste caracteristici necesită a fi ulterior dezvoltate. Prin intermediul programului de intervenție psihologică s-a contribuit la ameliorarea relațiilor interpersonale și îmbunătățirea relațiilor cu semenii. Copiii au învățat să regleze tendința de dominare, să promoveze comportamentele asertive, să întreprindă inițiative pentru a-și forma competențele de lider. Copiii din grupele experimentale, atât cei din clasa 1, cât și cei din clasa 4, au practicat comportamente adecvate, au respectat regulile de comunicare și normele de conduită. Cu panele de rău timp o expira și poate prin întrebări, noi deja să facem cunoștință cu concluzii generale, lăsați așa slide-ul, procedura este procedură. Și în ultima, ați membrii comisiei de doctorat, adresați întrebări pretendenții. Optim. Doamna prezentă, profesor. Deci, mă interesează câteva întrebări. Ele mai mult sunt de precizare, dar oricum aș vrea să înțeleg un lucru. Deci, din prezentarea dumneavoastră, care a fost prea așa minuțioasă și nu vă supărați, dar pe viitor urmează să vă învățați a esențializa, a generaliza, a face sinteză. Știți, în rusești spune cratcă, sestra talanta. Asta e foarte important, că noi lucrare toți am citit-o și mă interesează așa. Reșind din ceea ce ați făcut, în ce constă comportamentul asertiv la copiii ăștia mici, la școlari mici? O întrebare, însemnați-vă undeva, că eu am mai multe, ca să nu mă zic de câteva ori. Așa, ce rol are monologul în formarea competenței de a reține dialog și ce legătură vedeți dumneavoastră, parcursul de zina răspunde, de exemplu. Așa, diferențele deja le-am înțeles și mă interesează încă, peste tot, și în lucrare, și în ceea ce ați prezentat, merge a pune întrebări. Dar cum stați cu a formula întrebarea? Mi-mi pare că a formula e mult mai important și dacă tu o formulezi singur, și mai ales copilul o conștientizează, el o putea și să o pună. Dar pune și a formula, viziunea mea e un pic diferă. Deci i-am încercat și la întrebarea asta să-mi răspundeți și vă doresc succes. Da, mulțumesc. Desigur că sunt la început de cale și o să-mi perfecționez abilitățile și competențele de cercetare. Comportamentele asertive la copiii de vârstă școlară mică se manifestă atunci când copiii pot să pună în cuvinte simple ceea ce gândesc, ceea ce simt, ceea ce își doresc, nevoile personale, atunci când pot să colaboreze cu colegii, cu adulții în realizarea activităților, adică când își pot verbaliza trăirile, experiențele și pot comunica cu cei din jur. Eu cred că într-un ghid îți continua și e foarte important ca comportamentele asertive la copii mai ales să le cumva structurați, să înțeleagă foarte precis care sunt ele. Mai ales că aveți autocunoaștere, autoapreciere și așa mai departe. Mulțumesc!
Da, mulțumesc. Da, scuzați, o să avem timp pentru a ne exprima. Da. Doamna Cuznețuvă, da, cum și-o spaște? Scuzați-vă. În privința studierii comunicării. Întrebare și... Primesc toate recomandările cu mare drag. În privința caracteristicii comunicării ca din perspectiva monologului, vom studia pe viitor. În această cercetare ne-am propus să promovăm și să dezvoltăm, să formăm mai mult competența de comunicare verbală, deoarece considerăm că este necesară, odată cu dezvoltarea tehnologiilor, odată cu plecarea părinților peste hotare, odată cu situația socială de care ne confruntăm, pandemică și așa mai departe. Am utilizat în privința cuvintelor de formulare a întrebărilor sau adresare a întrebărilor. Noi le-am folosit aceste concepte ca sinonime. Adică... A pune și a formula? Adică pe alocuri înțelegem că formula înseamnă a crea o întrebare, dar o pune înseamnă a adresa. Poate trebuie să concretizez pe viitor acest aspect. Mulțumesc. Vă mulțumim. Poftim. Doamna Zvon, eu n-am întrebat. Doamna Palachin, da. Stimate domnul Roșca, aveți în lucrare conceptul de inteligență, care se află în relație cu alți factori studiați. Vă referiți la conceptul de inteligență generală, inteligență socială, inteligență emoțională sau? Am utilizat conceptul de inteligență inițial caracterizând modul în care se dezvoltă inteligența la copii, toate procesele de gândire, analiză, sinteză, operațiile acestea ale gândirii care se dezvoltă în perioada școlară și apoi am făcut apel la teoria inteligenței emoționale propusă de Goleman. Mulțumesc. Mai am o întrebare, dacă îmi permiteți. În cadrul grupului formativ, ați valorificat subiecti elevi din clasa 1 și clasa 4. Deci, cu ce scop? De ce ați decis să includeți în acest grup și clasa 1 și clasa 4? Elevii din clasa 1 și elevii din clasa 4. Am ținut cont de faptul că pot aplica aceste instrumente practice, apoi mi-am propus să dezvoltăm competențele de comunicare la copiii de clasa 1, gândindu-ne și propunându-ne ca fiind niște instrumente de socializare ulterioare pe parcursul claselor primare, iar pentru copiii din clasa 4 sunt aceste competențe servesc ca un instrument practic pentru comunicarea și colaborarea, adaptarea la treapta gimnazială. De fapt, criteriul de selecție a grupului, criteriile esențiale de selecție a grupului au fost? Am selectat copiii din clasa 1 și clasa 4 în baza metodei capacitatea de a construi un dialog. Am lucrat cu copiii care inițial la experimentul de constatare au obținut un nivel sub medie acestor competențe constatate. Mulțumesc! Da. Și în legătură cu întrebarea care deja era pusă, atunci am înțeles corect, o program și aplicarea programului era împreună copii și clasa 1 și clasa 4, n-ați fost diferențieri, ori două grupe de... Două grupe ați făcut, da? Nu în privința asta, atunci care caracteristici specifice de aplicare programul de intervenție psihologică în funcție de vârstă subiectelor? Or, programul cum ați determinat, așa și aplicat și clasa 1 și clasa 4? Pentru copiii de clasa 1 a fost un pic mai simplu programul, pentru clasa 4 un pic mai complicat, dar totodată, aplicând, am ținut cont că activitățile să fie realizabile și pentru cei de-a 1 și pentru cei de-a 4. Da, și un minus ar fi că trebuie selectate niște metode care ar dezvolta mai mult competențele de comunicare a elevilor din
clasa 4 și competențele de autoapreciere. Da, la copiii din clasa 1 am obținut valori mai înalte. Și prin ce explicați așa deosebit? Copiii din clasa 1 sunt mai predispuși spre comunicare și socializare. Copiii din clasa a 4-a își doresc să își găsească un loc în grupul de semeni, se dezvoltă conștiința, se autoapreciază mai critic, se autoapreciază în relații cu semenii din perspectiva competențelor școlare, din perspectiva competențelor, aspectelor, cer scuze, fizice, sociale. Conștiința lor este mai dezvoltată, însă copiii sunt mai autocritici cu sine în clasa a 4-a. Și următoarea întrebare, ce număr de cadre didactice au participat în cercetarea la etapă de constatare? Eu asta întrebare pun în privință, este o metodă, competență de construi un dialog care presupune expertiză, pașii pedagog la copii. Și atunci, câți cadre didactice au participat? Cum n-ați implicat? Dacă metodă presupune. Nu, eu știu, dar trebuie că poate n-am implicat. Am implicat dirigenții claselor primare, din clasele 1-a, 4-a, de la mine, din localitate și din localitățile vecinate, 12. 12 persoane, da. Și întrebare, ce opinie sau părere a avut învățători despre experiența lor de participat la evaluarea competențelor de comunicare prin metodă psihologică? E cam complicată, așa și tare mult criterii are. Ați discutat pe parcursul experienței? Da. Deci, învățătorii dirigenți au fost foarte receptivi din considerentul că aceste cunoștințe psihologice sunt noi pentru dumnealor. Au fost curioși să afle în ce constau aceste metode de optimizare a comunicării. Au fost deschiși în a mă primi să aplic și să eficientizez comunicarea interpersonală la copii din clase primare. Deci au fost deschiși spre această experiență psihologică. Bine, A revizui cuprinsul lucrării, a redacta scopul și ipotezele lucrării, a revizui concluziile și la capitole și concluzii generale, a redacta recomandările și direcții de cercetare, de redactat figurile din rezumatul în limba engleză, de a aranja datele statistice prezentate în rezumatul în descrierea rezultatelor retest în tabel și a ajusta teza în totalmente cu privirea ghidului școlii doctorale prezentarea logică a aparatului categorial. Și acum îi oferim cuvântul pretendentei să răspundă la sugestii făcute la susținerea preliminară. Am ținut cont de sugestiile și recomandările comisiei de îndrumare și de evaluare și am încercat să le implementăm. Ați implementat? Numai după asta numai să dau avis și semnează comisia de îndrumare. Din modestie. Nu, bine. Vă mulțumim și trecem la următoarea etapă. Oferim cuvântul experților, referenților oficial pentru expunerea opiniei privind actualitatea cercetării, inovației și originalitatea științifică, valoarea practică a cercetării, calitatea metodologică a cercetării și în calitate de referență a fost numită doamna Anțebor.
profesor universitar, ori, am făcut profesor, doctor habilitar, de grabă, da, doctorant și vin și tip. Bună ziua, stimate președinte, colegi, doctorante, vă prezint avizul, deci la lucrarea prezentată astăzi. Рецензия официального оппонента доктора хабилитат психологических наук Людмилы Анцибор на диссертацию Рожка Мария «Эфичентизария коммуникари интерперсонари лакопи де вырста школар мика. Повышение эффективности межличностного общения у детей младшего школьного возраста», представленная на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 511 01 «Общая психология» в комиссию по публичной защите при Молдавском государственном университете. Проблема, рассматриваемая в предлагаемой диссертации, является чрезвычайно актуальной и оказывает значительное влияние на такие области, как общая возрастная социальная психология, психология развития, психология общения, педагогика и другие. По мнению многих ученых, изучение человеческих отношений стало проблемой века. Межличностные отношения, дружеское общение, эмоциональные контакты очень важны для детей, особенно в младшем школьном возрасте. Именно они создают то эмоциональное благополучие ребенка, которое, в свою очередь, во многом определяет положительный психологический климат детского коллектива в целом и играют важнейшую роль в удовлетворении базовых потребностей ребенка, в эмоциональном контакте, в защищенности, в стремлении быть личностью. Также межличностные отношения имеют особое значение в развитии у детей познавательных и психических функций, способностей, интересов, увлечений. Для такой науки, как психология, проблема взаимоотношений является одной из ключевых. Согласно Гусину-Чевыгорскому, высшие психические функции возникают первоначально как форма коллективного поведения ребенка, как форма сотрудничества с другими людьми, и лишь впоследствии они становятся индивидуальными функциями ребенка, самого ребенка. Сущность развития состоит во владении ребенком процессами собственного развития. Предпосылкой для овладения собственным поведением, по мнению Выгодского, является образование личности. Развитие той или иной функции, памяти, внимания, мышления, речи, воображения, восприятия всегда производно от развития личности в целом и обусловлено им. Личность как бы незримо присутствует и участвует в процессе овладения человеком своими реакциями на протяжении всей жизни. Особенно необходимо выделить взаимоотношения такой возрастной категории, как младшие школьники. Эрик Эриксон пришел к убеждению, что центральным событием среднего детства является психосоциальный конфликт трудолюбия против чувства неполноценности. Гаррис Тек-Салливан подчеркивает, что в младшем школьном возрасте основное внимание должно уделяться отработке, тренировке взаимоотношений по вертикали. Возможно выработать у ребенка не слепое послушание старшим из-за страха наказания, но и активное желание подчиняться. Упрямство скорее признак слабости. Только вовремя научен повиноваться может в будущем активно властвовать нормально руководить. В процессе межличностных отношений происходит его ориентация к жизни среди равных людей и формируются такие важные жизненные навыки, как соперничество, компромисс и сотрудничество. В новых отношениях со взрослыми и со сверстниками в процессе учебной деятельности ребенок продолжает развивать рефлексию на себя и других. Добиваясь успеха или терпя поражение, он попадает в капкан сопутствующих негативных образований, чувства превосходства над другими или зависти. Развивающаяся способность к идентификации с другими помогает снять напор негативных образований и развить принятые позитивные формы общения. Среди дефицитарных свойств личности, которые формируются именно в младшем школьном возрасте, исследователь Гелус выделяет обесценивающее понимание себя, то есть неуверенность в себе, которая препятствует пониманию ребенка личностной значимости в происходящих событиях. Основой для другой группы дефицитарных свойств, называемых исследователем ограниченным языковым кодом, составляют односторонние ориентации ребенка в системе оценок. Например, ребенок судит о способности другого человека, да и своих, только по школьным оценкам. Или ценность другого измеряется какой-то вещью, которая есть у этого человека, или каким-то его качеством.
ограниченность можно и нужно преодолеть, показывая ребенка разные качества других людей, его самого, которые проявляются именно во взаимоотношениях с другими, в действиях других. Есть смысл показать ребенку ценность другого как абсолютную величину, которая не является ситуативной, так же, как и не зависит от ситуации ценности его самого. Таким способом ребенок приобретает опыт заботы, любви, уважения и терпимости. Из совокупности таких межличностных отношений формируется социально-психологический климат детской группы, социальный контекст развития и социализации ребенка. Сформированные приемы поведения в межличностных контактах способствуют ребенку активно изучать окружающую действительность и включаться в широкую систему социальных отношений. В современной ситуации прогрессивных изменений в образовательном процессе проблема формирования межличностных отношений обучающихся в младшей школе рассматривается в педагогической теории образовательной практики как одна из самых актуальных. В связи с этим перед педагогами стоит задача поиска и применения различных форм, средств и методов формирования межличностных отношений в младшем школьном возрасте. Отметим высокую актуальность исследования, связанные с преобразованиями, которые в последние десятилетия происходят в социально-экономическом плане в Республике Молдова и которые обусловили закономерное возвращение к человеку, цели разворачивающейся деятельности, которого предполагают, как правило, отношения с другими людьми. Сегодня, когда перестраиваются основания и прежние способы жизнедеятельности, когда поддерживается и ценится постоянная генерация новых идей, необходимы соответствующие усилия людей по развитию способностей подрастающих поколений к самопознанию, которое помогает человеку в новых условиях строить отношения с самим собой меняющимся и, по выражению Ирконина, вчера думающим и действующим не так, как сегодня, что в свою очередь способствует налаживанию эффективных межличностных отношений. Решение этой задачи связано с необходимостью внедрять в современную систему образования в работу школьных психологов мероприятий, направленных на формирование творческой личности, способной к пониманию себя как субъекта деятельности, пониманию социальных отношений и пониманию других людей. Способ, которым Мария Рожко анализирует и обосновывает актуальность темы рассматриваемых диссертацией вопросов, является целостным, связанным со смежными аспектами, такими как философия, педагогика, психология и другие. Тема исследования, разработанная соискателем, соответствует интересам научного сообщества, а именно формирование эффективных навыков межличностного общения. Авторам совершенно справедливо отмечается тот факт, что проксиологическая задача основывается на необходимости установления особенностей самопонимания и межличностного общения детей младшего школьного возраста как отправной точки в разработке программы психологического вмешательства, способствующей повышению эффективности межличностного общения на данном возрастном этапе развития личности ребенка. Тщательный анализ современного состояния вопроса оправдывает утверждение докторанта о необходимости установления психологического профиля ребенка младшего школьного возраста в современных условиях с эффективной моделью межличностного общения как важного жизненного навыка. Мария Рожко анализирует современные теоретические подходы и систематизирует научные знания о развитии общения, самопонимания межличностных отношений детей младшего школьного возраста. Таким образом, обеспечивается научное описание ситуации в области исследования и определения исследовательских проблем. Методология исследования логически сформулирована и хорошо представлена с учетом необходимых шагов определения проблем, определения границ объекта и предмета исследования, формулировка целей и задач. В соответствии с ними устанавливается спектр методов исследования теоретический, эмпирический, статистический, математический и другие. Комплексный формирующий эксперимент хорошо спланирован и проводится с соблюдением основных требований, специфичных для данной области. Формирующий подход психологического исследования, количественная и качественная обработка данных представляет собой важное содержание, демонстрирующее подлинность диссертации. Полученные результаты значимы и понятны благодаря выводам, которые были конкретизированы, подчеркивая новизну и научную оригинальность диссертации.
анализируя, как проводилось и структурировалось психологическое изучение особенностей общения, самопонимания межличностных отношений у детей младшего школьного возраста, можно прийти к выводу, что в работе была четко разграничена область исследования, проанализирована и синтезирована информация по проблеме общения, самопонимания и межличностных отношений. Эти данные были творчески применены в рамках проводимого опыта. Структура работы классическая и логически построена. Она включает введение, 3 главы, выводы и рекомендации, список литературы, 20 рисунков, 35 таблиц, 8 приложений. Результаты исследования изложены на 141 страницах основного текста и отражены в 11 научных работах. Содержание диссертации хорошо структурировано во введении 3 главах, за которым исследуют выводы, библиография, приложения. Во введении аргументируется актуальность и важность темы исследования, формулируется проблема исследования и предлагаемые решения, конкретизируются цели и задачи исследования, проводится синтез методологии исследования и обоснование выбранных методов исследования. В первой главе автор излагает теоретические подходы к изучению проблемы со ссылкой на концепции теории по 3 основным измерениям – общение, самопонимание и межличностные отношения в младших школах. В результате теоретического анализа установлено, что коммуникативное измерение отражает явления, закономерно включенные в динамику социальных процессов. Межличностное общение, отраженное с разных точек зрения, определяется как социализирующая деятельность в данном социальном контексте. В связи с этим было установлено, что самопонимание как психологический феномен предлагает допущение ребенком собственной идентичности и своего познания посредством осознания. Также отмечено, что межличностные отношения младших школьников формируются и развиваются на основе индивидуальных особенностей, а также на основе интериоризированных в условиях семьи и школы и школьной среды типов отношений. Во второй главе, в которой описана структура диагностического подхода, представлены эмпирические методы и характеристики экспериментальной группы, количественный и качественный анализ результатов позволяет выявить особенности общения, самопонимания и межличностных отношений у младших школьников. Были выявлены навыки речевого общения, установлен уровень самооценки, определена специфика межличных отношений у младших школьников. Сравнительный анализ результатов позволил выделить особенности детей с высоким и низким уровнем речевого общения. Анализ результатов исследования завершается описанием психологического портрета младшего школьника в современных условиях, проявляющего эффективный коммуникативный навык. В результате диагностического подхода были выявлены предпосылки формирующего эксперимента. Положительно оценивается 3 глава, в которой автор раскрывает структуру и методологию формирующего подхода, дается характеристика группы исследуемых, уточняются цели, принципы и содержание. Программа психологического вмешательства в данной части исследования было показано, что применение программы, направленные на упорочение межличностного общения у младших школьников, формирует положительную динамику коммуникативных навыков, самопонимания и межличностных отношений. Достоверное увеличение значений показателей установлено по всем признакам речевого общения. Межличностное общение породило у детей развитие уровня самопонимания и самооценки. Благодаря программе психологического вмешательства улучшились отношения со сверстниками и со взрослыми в целом. Общие выводы и рекомендации обобщают результаты исследований и предполагают действия по упорядочению межличностного общения, углублению самопонимания и совершенствованию межличностных отношений у детей младшего школьного возраста. В целом мы оцениваем содержание диссертации как логическое, структурированное, последовательное и хорошо сформулированное. Научная новизна и оригинальность исследования заключается в том, что результаты исследования дополняют теоретика прикладную основу, изучаемую вопросом посредством различных подходов. Теоретические представления новых данных об особенностях общения, самопонимания и межличностных отношений детей младшего школьного возраста, установление психологического профиля ребенка младшего школьного возраста в современных условиях жизнедеятельности с эффективной моделью межличностного общения.
обоснование программы психологического вмешательства, направленной на повышение эффективности ежемесячного общения детей младшего школьного возраста, и прикладной выбор и аргументация инструментов исследования, разработка и внедрение программы психологического вмешательства, разработка рекомендаций для психологов, педагогов, родителей и детей. Результаты исследования сформулированы четко, научно, с использованием качественных и количественных стратегий показателей. Мария Рожко проведен глубокий анализ научной и методологической литературы. Достоверность результатов проведенного исследования была обеспечена методологической обоснованностью теоретических положений, соответствием электронных методов, целей и задач исследования, репрезентативностью выборки, соответствием диагностического инструмента критериям валидности и надежности, а также использованием современного арсенала статистики для обработки полученных данных. Важным является то, что в эмпирической части работы выявлены особенности общения, самопознания, межличностного общения, межличностного взаимодействия детей младшего школьного возраста. Данные, полученные в эксперименте, подтверждают теоретическое предположение о том, что общение – это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностью совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания себя и другого человека. Автор последовательно соответствующими выводами и актуальными рекомендациями для разных категорий субъектов заключает, что изучение общения, самопознания межличностных отношений на разных возрастных этапах остается актуальным, поскольку общение является многоплановым процессом развития контактов между людьми, который порождается актуальными потребностями. Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. Вместе с тем, анализ диссертационного исследования показал, что оно не лишено некоторых недостатков. Желательно, на наш взгляд, является более детальная характеристика выборки в целом, как результаты. Таким образом, результаты могли бы быть более тщательными, если бы были представлены данные о различиях по половому признаку, а также о социальном статусе семьи испытуемых. В процессе второе. Полученных теоретических и эмпирических данных была бы желательна и большая авторская рефлексия, установление их соотношений с существующими и, главным образом, собственными представлениями. И третье, на перспективу в качестве рекомендации была бы интересной дальнейшая разработка и апробация соответствующих диагностических методов исследования межличностного общения у детей младшего школьного возраста, а также их психокоррекционная программа. Высказанные предположения и замечания не снижают научного уровня и ценности работы, ее научно-теоретического и практического значения. Тематика диссертации полностью соответствует специальности 511.01 «Общая психология». Работа является завершенным научным исследованием, в котором получены новые научно обоснованные результаты, способствующие дальнейшему изучению проблемы межличностного общения. Докторская диссертация разработана путем обращения к аргументированному, последовательному, систематизированному и адекватно научно обоснованному научному дискурсу. Среди нововведений отметим установленный психологический профиль ребенка младшего школьного возраста в современных условиях жизнедеятельности с эффективной моделью межличностного общения. Отметим также, что материалы, представленные в работе, могут быть использованы психологами, школьными психологами, педагогами в консультировании, в лично развивающей деятельности, в обучении коммуникативным навыкам, самопонимания и улучшении межличностных отношений, а также в использовании результатов исследований в процессе начальной и непрерывной подготовки специалистов при разработке курсов по различным направлениям общей психологии, психологии личности, возрастной психологии, педагогической психологии. Стиль реализации научно, ясно, точно, с правильным выражением терминов целевой области, ключевые понятия и связи обоснованы, утверждения построены логически.
способ документации использования библиографии при разработке диссертации, цитирование и библиографические ссылки в тексте правильные. Библиография включает 177 источников на румынском, русском, английском языках. Оно полностью отражает специфику тематики диссертации как по проблеме общения и самопонимания, так и по теме межличностных отношений в младшем школьном возрасте. В целом положительно оценивается тот факт, что исследования основаны на всестороннем анализе научной литературы, достаточном фактологическом материале эмпирических данных и формирующего эксперимента. Программа психологического вмешательства, направленные на повышение эффективности межличностного общения детей, как показано в исследовании, оказывают положительное влияние на субъекта. Выводы и рекомендации. Окончательная форма диссертации соответствует техническим требованиям, как с точки зрения структуры, размера, содержания, формы исследования и презентации. И общий вывод: диссертационное исследование Мария Рожко и Фиченти Заря о коммуникации интерперсональной работе вырста школа Аника, повышение эффективности межличностного общения детей младшего школьного возраста соответствует специальности 511.01 «Общая психология», является фундаментальным исследованием, сфокусированным на теоретических подходах, фактических данных и рядовых экспериментах, отмечает требования Национального совета по аккредитации и аттестации. Ее автор Рожко Мария заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора психологии, специальность 511.11 «Общая психология». Спасибо за внимание. В эфире Дамни Балбачан, профессор Черчататор. Муцумедовна, профессор. И ultimul timp eu n-am prea citit lucrări consacrate vârstei preșcolare. Și școlară mică, da? Vârsta asta rămâne deosebită pentru mai rar. Lucrările ei și respectiv m-am bucurat că iată, este lume care mai studiază și se interesează de aceste lucruri. Vreau să încep cu așa că Rožko Maria, în cadrul Școlii Doctorale Științe Sociale și ale Educației, a elaborat o teză care se consacrată preșcolarilor și în special vârstei școlarilor, vârstei școlarilor. Și consacrată unui fenomen foarte răspândit în societate și studiat, nu puțin, dar totdeauna mai rămâne încă loc să mai studiez comunicarea și respectiv, iată, câțiva ani în urmă eu am studiat această temă în cadrul tezei de doctor habilitat și am determinat anumite situații, dar societatea se dezvoltă, copiii au un procentaj tot mai mare de accelerare și respectiv și teza este binevenită, așa ca să vedem cum se dezvoltă societatea noastră și încotro mergem. Dar dacă serios, atunci vreau să menționez că comunicarea interpersonală reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale umanității și, în același timp, fiind de condiție fundamentală a apariției și dezvoltării acesteia. Este abilitatea oamenilor de a transforma limbajul semnelor în cuvinte vorbite și scrise, o abilitate foarte, așa, capitală a oamenilor prin care aceștia sunt capabili să-și facă cunoscute nevoile, dorințele, ideile și sentimentele. Eficiența comunicării este funcția nivelului dezvoltării competențelor de comunicare ale persoanelor care comunică.
Comunicarea interpersonală face posibilă și relaționarea interpersonală. Cercetătorii din domeniu afirmă că relațiile interpersonale se stabilesc și evoluează în baza fondului comunicării interpersonale, tratându-le ca alianțe psihologice conștiente și directe dintre oameni. Formarea competențelor de comunicare interpersonală începe de timpuriu, de foarte timpuriu, de pruncie încă. Nu, cred că nu e corect să-i zici chiar interpersonală, dar măi, copilul este o persoană, o personalitate în devenire, așa că noi facem așa. Deci, formarea, dezvoltarea competențelor de comunicare este un proces de complexitate deosebită, în special la vârsta școlară mică. Vârstă care coincide cu integrarea socială a copilului într-un grup organizat, comunicării revenindu-i rolul major în relaționarea cu cei din jur. În contextul celor relatate, teza de doctor eficientizarea comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică reprezintă, în opinia noastră, o lucrare științifică actuală și importantă. Luând în considerare faptul că în Moldova, Republica Moldova, cercetări care vizează problema comunicării interpersonale raportată la autocunoaștere și autorelaționare sunt relativ puține, autoarea și-a propus să realizeze această investigație complexă privind manifestarea dimensiunilor psihologice la copii de vârstă școlară mică. Lucrarea examinată se prezintă ca un studiu integru, complex, întemeiat pe reglementările internaționale și naționale, pe materialele teoretice și analiza practicii din domeniu. Conținutul studiului este scris la un nivel înalt științific, într-un limbaj clar, interesant, fără erori științifice, de terminologie sau de documente. Fiind precedată de introducere care corespunde structura acesteia și prin conținut, la fel, rigorilor înaintate de către ANACEC și școala doctorală în ghidul de redactare a tezei de doctor, lucrarea este logic structurată în trei capitole, conținând 12 paragrafe. Capitolul 1 al lucrării în discuție, corelate ale comunicării interpersonale la copii de vârste școlare, școlară mică, conține abordările teoretice ale problemei studiate cu referire la concepțiile și teoriile privind trei dimensiuni de bază cercetate în lucrare: comunicarea verbală, autocunoaștere și relațiile interpersonale la copiii de vârstă școlară mică. Menționăm că în capitolul 1, autoarea a reușit să prezinte analiza profundă a dimensiunilor investigate din perspectivă psihologică, pedagogică, psihologiei vârstelor și psihologiei educației. În rezultatul analizei literaturii de specialitate sunt precizate și delimitate semnificațiile, aspectele specifice ale comunicării la general și a comunicării interpersonale în special. Este determinată relația dintre autocunoaștere, autoapreciere și comunicarea copiilor de vârstă școlară mică. Merită a fi apreciată ideea formulată de pretendentă la titlul de doctor în psihologie, precum că competența de comunicare interpersonală vizează nemijlocit personalitatea și se referă la toate activitățile la care participă copilul. Dificultățile parvenite în comunicarea copiilor cu colegii provoacă adesea o întârziere în dezvoltare personală. Astfel, autoarea conturează problema științifică în cadrul acestei cercetări, care rezidă în necesitatea studierii particularităților comunicării verbale în raport cu autocunoașterea și a relațiilor interpersonale la copii de vârstă școlară mică. Un punct forte al acestei părți, în opinia noastră, este reprezentat de elementul de
fundamentarea cercetării pe concepțiile, teoriile privind importanța comunicării interpersonale în dezvoltarea competenței de comunicare, dar și rolul acesteia ca factor de dezvoltare a personalității copilului. Comunicarea apare ca factor generator al activității de comunicare interpersonală a copiilor privind conceptualizarea identității umane, a atașamentului, a dezvoltării cognitive și sociale, a învățării sociale. În capitolul 2, pretendenta la titlul de doctor studiază, deci este descris studiul empiric al comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică. Sunt prezentate scopul, obiectivele și etapele experimentului de constatare. Autoarea descrie metodele utilizate, sunt reflectate rezultatele obținute în cursul experimentului de constatare, este efectuată analiza acestora, respectiv au fost formulate și prezentate un șir de concluzii. Capitolul conține analiză multiaspectuală a particularităților comunicării, ale cunoașterii și ale relațiilor interpersonale la copii de vârstă școlară mică. Într-un mod convingător, autoarea prezintă ansamblul de instrumente psihologice aplicate în respectivul capitol. Metoda, capacitatea de a construi un dialog a lui Ștetinin, metoda de autoapreciere din Rubinștein, metoda proiectivă René Gilles, toate fundamentate și argumentate științific, descrise și explicate, dar și valorificate în investigație experimentală. Prelucrarea datelor a fost realizată prin mai multe metode statistico-matematice. Este aplicat criteriul student pentru identificarea fiabilității între valorile medii, metoda transformării ungulare, criteriul Fisher pentru verificarea fiabilității diferențelor identificate, testul de corelație Pearson pentru identificarea corelațiilor dintre grupurile de indicatori. În experimentul de constatare au participat copii din trei instituții publice de învățământ preuniversitar: Gimnaziul Matievici din satul Răuțel, Gimnaziul Cantemir din satul Pârlița, Gimnaziul din satul Mărândeni, raionul Fălești. În total au participat la experimentul de constatare 376 de subiecți. În urma analizei cantitative și calitative a datelor obținute în partea experimentală constatativă, autoarea tezei a demonstrat că dinamica competențelor de comunicare a copiilor claselor 1, 2, 3 și 4 nu se caracterizează prin schimbări semnificative. Acest rezultat denotă faptul că nu toate competențele, competența de a contacta cu colegii, de a pune întrebări, de a intra în dialog în momentul oportun și competența de a finaliza conversația și altele, se dezvoltă doar în cursul orelor, în procesul de învățare sau chiar odată cu vârsta, în 7, 8, 10, 11 ani. Ori, dezvoltarea competențelor comunicative la copii necesită și activități suplimentare. Un rezultat important obținut de autoare la etapa constatativă a cercetării este în viziunea noastră și prezentarea unei descrieri ample a profilului psihologic al copilului de vârstă școlară mică cu trăsături manifeste de comunicare interpersonală eficientă, prezentat de autoare în tabelele 2.12, 2.14, 16, 13. Trebuie să recunosc că n-am mai întâlnit în lucrările prezentate, lucrările la comunicare, o asemenea prezentare a profilului psihologic. În cadrul comunicării interpersonale, copilul de vârstă școlară mică ascultă activ, este empatic și manifestă acceptare necondiționată a interlocutorului, colaborează, adresează întrebări, clarifică sau află detalii despre subiectul comunicării, răspunde clar, onest,
și concret la întrebările primite. Copilul de vârstă școlară mică este în care comunică eficient și apreciază exteriorul în corespundere cu realitatea. Are o capacitate superioară de înțelegere. Are voință, este ambițios, responsabil. Își autoreglează și ajustează ideile, emoțiile și comportamentele la cele ale adulților sau semenilor. În relațiile cu semenii este autentic, încrezut, obiectiv, flexibil, creativ. Analiza realizată a contribuit la determinarea zonei proxime de dezvoltare a capacităților de comunicare interpersonală și la elaborarea unui program de dezvoltare acestuia la copii de vârstă școlară mică. Considerăm că acest rezultat este important din punctul de vedere al cunoașterii elevului mic, nu doar ca elev, ci și ca personalitate în devenire. Capitolul 3. Programul de eficientizare a comunității interpersonale la copiii de vârstă școlară mică conține descrierea design-ului și metodologia demersului formativ. Este caracterizat lotul de subiecte experimentali, sunt specificate obiectivele, principiile și structura programului de eficientizare a comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică. Scopul programului de intervenții constă în eficientizarea comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică. Este lansată ipoteza care înaintează și care a fost înaintată și verificată în acest compartiment. Aplicarea unui program de intervenție psihologică orientat spre dezvoltarea abilităților de comunicare, consolidarea nivelului de autocunoaștere și stimularea relațiilor interpersonale va contribui la eficientizarea comunicării interpersonale a copiilor de vârstă școlară mică. Programul de intervenție psihologică a cuprins 20 de ședințe, durata unei ședințe fiind de 45 minute și s-a desfășurat în 3 etape. Etapa orientativ-psihodiagnostică, 2 ședințe, etapa principală, 16 ședințe și etapa finală, 2 ședințe. Programul a fost înaintat cu succes în lotul experimental care l-au format elevi din clasa a patra și din localitatea Răuțel, din gimnaziul Alexei Matievici, localitatea Răuțel, raionul Fălești. În urma realizării experimentului formativ a fost stabilită o creștere semnificativă a valorii indicatorilor test-retest obținută de copiii claselor 1 și 4, de la 1 la 4, la toate caracteristicile comunicării verbale. Copiii și-au dezvoltat competența de a asculta, a răspunde la întrebări, a pune întrebări pe parcursul dialogului, a vorbi fluent, a conlucra cu semenii. Prin intermediul programului de intervenție psihologică, autoarea disertației a contribuit la ameliorarea relațiilor interpersonale și îmbunătățirea relațiilor cu semenii. Copiii au învățat să regleze tendința de dominare, să promoveze comportamente asertive, să întreprindă inițiative pentru a-și forma competențe de lider. Autoarea tezii atenționează că atât copiii din grupurile experimentale, cât și cei din clasa 1 și din clasa 4, au practicat comportamente adecvate, au respectat regulile de comunicare și normele de conduită. Menționăm că autoarea a realizat un studiu complex prin analiza rezultatelor demersului de constatare și de formare, argumentând rezultatele obținute. Rezultatele programului de intervenție psihologică au demonstrat necesitatea formării la copii a unor competențe, precum competențe de a se autoaprecia, a se accepta, a intra în contact cu semenii, a forma o poziție de observator independent, raport cu sine și cu situația în care se află. Expunerea materiei științifice de către autoarea tezei
este coerentă. Concluziile formulate la sfârșitul fiecărui capitol provin în mod organic din conținutul capitolului. Acestea sunt întemeiate și formulate convingător. Așadar, același lucru, scuzați, se poate constata și în privința concluziilor și recomandărilor generale. Pe lângă faptul că lucrarea dată extinde considerabil spectrul informației noi privind particularitățile comunicării, autocunoașterii și a relațiilor interpersonale, valoarea aplicată a lucrării este probată prin selectarea unui set de instrumente cu ajutorul cărora pot fi identificate particularitățile comunicării, autocunoașterii și a relațiilor interpersonale la copii de vârstă școlară mică, elaborarea profilului psihologic la această vârstă și trăsturile manifeste de comunicare interpersonală eficientă. Mi se pare că este important lucrul acesta pentru a aplica nu doar în această teză, dar în general, probabil, pentru în calitate de metode pentru a fi examinați copiii în diferite situații, a le utiliza în cadrul serviciului psihologic și așa mai departe. Bibliografia din 177 titluri conține lucrări de specialitate, monografii, tratate, culegeri, reviste, tezi de doctorat, tezi de habilitat, electronice surse, documente de politici statale și internaționale în domeniul vizat. Doctoranda a publicat 11 lucrări științifice la tema tezei de doctorat, atât în reviste de specialitate din Republica Moldova, cât și peste hotare. Autoarea a atins scopul cercetării, care constă în identificarea particularităților de comunicare, autocunoaștere și relaționare interpersonală a copiilor de vârstă școlară mică și elaborarea unui program de intervenție psihologică în vederea eficientizării comunicării interpersonale. Studiul întreprins este o lucrare științifică care corespunde într-o totul cerințelor formulate și rigorilor înaintate, atât din punct de vedere al conținutului, cât și respectării regulilor de elaborare a tezelor de doctor. Investigația întreprinsă este de o actualitate și importanță științifică aparte, autoare venind cu configurația praxeologică a eficientizării comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică. Autoreferatul la teza de doctor în psihologie a doamnei Roșca Maria corespunde conținutului tezei și rigorilor înaintate. În concluzie, menționăm că teza de doctor în psihologie, eficientizarea comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică, prezentată de doamna Roșca Maria, constituie o cercetare vastă, atât teoretică cât și practică, cu actualitate pronunțată, logic concepută și cu un stil de exprimare clar și coerent. Considerăm că teza de doctor corespunde cerințelor pentru asemenea gen de investigații științifice în domeniul psihologiei, iar autoarea merită să îi se confere titlul de doctor în psihologie la specialitatea 511.01 Psihologie Generală. Vă mulțumim, doamnă Bălbăceanu, și oferim cuvântul la plăcere Kuznetsov, profesor universitar. Și mulțumesc. Onorată asistență, mult stimată președinte a Consiliului Științific de Susținere sau a Comisiei de Doctorat, cum acum, așa, și mult stimați colegi, deci, da, eu știu că noi, în esență, trebuie să prezentăm referatul la analiza tezei citind, dar având anumite dificultăți cu
văzul, am să fragmentar, am să citesc ceva, am să vorbesc. Mă voi strădui să fiu coerentă și logică. În primul rând vreau să felicit pretendenta la titlul științific cu un mare lucru pe care l-a făcut. Sigur că este foarte tânără, mai are de lucrat la reziliență, mai are de lucrat la, eu știu, așa, controlul emoțiilor și la alte, dar asta este normal, nu trebuie să vă faceți probleme. Așa, și felicitări, desigur, conducătorului științific. Mă bucură faptul că dumneavoastră foarte activ, așa, promovați doctoranții, susțineți, mult lucrați cu ei. Sigur că asta, în primul rând, e bine pentru noi, ăștia care deja plecăm, așa, undeva mai... Nu chiar departe, dar... Plecăm și departe. Așa că foarte bine că tineretul, vreau zic, se implică foarte activ. Eu sunt foarte bucuroasă și urmează să vă doresc tot ce este mai frumos. Eu consider că într-o epocă a tehnologiilor informaționale și într-o epocă a haosului, care îl trăim cu toții, așa o temă și o lucrare, când foarte puțin se citește în familie, când foarte puțin, spre regretul nostru, comunicăm în cadrul familiei și sigur că dacă comunicăm puțin și relațiile, deci interpersonale suferă, da, și educația în general pe care trebuie să oferi și părinții și noi cadrele didactice, de atât de actualitate nici nu se poate de vorbit în viziunea mea. Eu vin din alt domeniu, dar oricum abordările familiei în cercetările mele sunt de natură socio-psihopedagogică și mai ales formarea comunicării interpersonale tot are o tentă, nu curat psihologică, dar și socială, și dumneavoastră despre aceasta scriți și toți colegii mei recenzienți au vorbit despre lucrurile astea și aveți și formarea ceea care va reuși destul de, eu consider că ăsta e elementul foarte, cel mai puternic element al lucrării dumneavoastră este experimentul și deci încă o dată felicitări. Eu n-am să fac, am și eu o introducere, un opus legat de importanța comunicării, eu am să mă refer concret la chestiile analitice legate. În primul rând vreau să spun că foarte bine este pus la punct, deci rezumatul, cum am se numește rezumatul tezei, așa, binișor e structurat, tot e făcut, foarte ajustate toate elementele categoriale aparatului științific categorial. Îmi pare foarte bine, eu care mai duc și de mulți ani filozofie educației și avem niște criterii metodologice de cercetare și analiză că v-ați ținut de principiul științificității, foarte strict, așa, chiar și în prezentare, ați putut un pic mai altfel să o faceți, dar ați făcut-o așa, parcă noi nu am citit, nu am văzut, deci că întotdeauna, eu personal, întotdeauna mă interesează lucrări de așa natură și, deci, ăsta e plusul cel mai mare. Cât privește funcțiile cercetării, deci funcția, dacă luăm prima funcție, cea mai importantă, epistemologică, apoi ați dat răspuns la tot ce a trebuit. Ați analizat toate abordările, orientările pe care le-ați găsit de cuviință, că sunt mai actuale de atât în domeniul vizat, sunt foarte multe cercetări. Funcția analitică, poate un pic mai slăbuți, că sunteți și cercetători tânări și ea se dezvoltă pe parcurs, dar tot este destul de bine. Mai mult prevalează funcția descriptivă, asta iarăși prin aceea o explic și necesitatea a fost, mai ales că dumneavoastră ați luat un eșantion stratificat, clasa 1, 2, 3, 4, nu zadar și am avut careva noi întrebări și aspecte. Ați mai luat și 12 câte cadre didactice acolo, deci asta așa
cercetare este foarte amplă, multifuncțională și destul de complicată. Așa că sunteți bravo aici. Dacă luăm funcția praxeologică, eu deja am spus, experimentul, tot ce ați făcut, constatarea, formarea, intervenția, ce e de fapt eu formare, în esență, dacă eu trec în limbajul nostru pedagogic, eu vin de acolo și nu în zadar am fost implicat. Așa, ați făcut-o destul de bine, ne-ați explicat unde, care etapă este inițială, care în esență ați făcut-o consiliere foarte puternică, da, intervenția dumneavoastră psihopedagogică, din momentul ce aveți formare, că altfel psihologia ce face, numai diagnostic și gata. Nu, dumneavoastră ați fost bravo. Și cu funcția praxeologică foarte bine, ați sistematizat informația, iată asta, deci funcția de sistematizare, apoi funcția de generalizare, aici poate ați, eu am să vorbesc ceea ce am să citesc, poate ați mai avut niște rezerve, dar eu întotdeauna, având deja 20 de doctori susținuți, întotdeauna, mă strădui așa să mă plasez în poziția dumneavoastră. Sunteți cercetătoare tânără și sigur că învățați. Asta e normal, asta nu e ceva principalul, că dumneavoastră cu adevărat ați realizat o cercetare destul de interesantă și uitați-vă cu ce experiment multifuncțional. Funcția predictivă un pic e mai așa modestă, cu toate că deschiderile sunt bine, dar dacă ați observat în ghidul nou, aveți trebuie de arătat limitele și de vorbit, de ce eu v-am formulat niște întrebări provocatoare și la monolog și la tot monologul, e foarte important. Limbajul cel interior, voi știți că deseori iată noi utilizând în instruire, da? Iată, eu am lucrat toată viața psiholog, practician în licee, noi observăm un lucru, că chiar dacă în cadrul, la clasele primare, folosim noi acolo diferite mijloace, am scos socotelnița, ce am scos betișoarele, am scos... Și observăm ce face, deoarece gândirea e concretă la copil de așa vârstă. El ascunde mânuțele și acolo încearcă să calculeze ceva, el spune din guriț, păi asta e tot comunicare, numai că e la nivelul lui interiorizat ceea ce poate el. Deci, iată, eu aș fi văzut și așa încă un element de deschidere, dar tot e înainte, că sunteți tânără. Și acum fac o prezentare foarte succintă, de atât că foarte bine recenzienți au vorbit și la fiecare aspect, sunt psihologi, desigur că. Deci, în primul capitol, corelate ale comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică, autoarea expune studiul epistemologic, descrie, analizează și realizează conceptualizarea fenomenilor și aspectelor nominalizate. Delimitează și precizează conținutul conceptelor de bază. Așa, cercetătoarea abordează comunicarea interpersonală ca fiind o activitate de socializare a oamenilor, în cazul dat a copiilor, a realizat o incursiune succintă istorică cu acest concept, asta cere ghidul, foarte bine ați făcut, iată, analizând aceste teorii, de fapt, realizând conceptualizarea, ați făcut așa o chestiune foarte binevenită, ați elucidat istoricul. Excursul esențializat este realizat succint și sistematizat, ia cam ca așa și să vorbiți, să vă învățați, a face, a scoate ce este mai important, așa, s-a descris reușit situația în acest domeniu, deci fiecare cercetător, ce aspect a cercetat, unele sunt care, vreau zic că sunt adiacente împreună, dar asta e normal. Consider pozitivă și interesantă, din punct de vedere științific, corelarea fenomenului autocunoașterii cu comunicarea interpersonală, cu autoaprecierea, cu toate aspectele care foarte bine le-au analizat colegele mele și consider că, iată, elementul ăsta care foarte rar îl întâlnim, autosimpatie, bine că l-ați, de atât că e foarte important să învățăm copilul să iubească și pe sine, să stimieze, că atunci el altfel și în relațiile interpersonale se manifestă. Așa, capitolul al doilea, studiul empiric al comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică, este coordonata constatativă, unde am văzut cu chiar exces de zel, aș spune, tot absolut analizat, un eșantion atât de mare ați luat, atât de variat, atât de clase, deci eșantioanele stratificate sunt cele mai complicate. Chiar numai pentru una asta trebuie să vă oferi titlul științific de doctor.
în psihologie. Apreciez analiza detaliată, stabilirea profilului psihologic al copilului de vârstă școlară mică. Iată în lucrările mele, cine știe lucrările, eu foarte frecvent insuf lucrul ăsta și în chiar lucrările personale ale mele, foarte succint și bine și foarte ușor, adică e greu de realizat ceea ce ați făcut aici, că ați esențializat, dar mă vedere cu ușor se înțelege atunci când cineva lecturează sau are nevoie de materialul ăsta. Așa. Încă în acest capitol, iată cum ați elucidat rezultatele analizei statistici, cum le-ați făcut, au spus ambele colegii, vreau zic, toate au numit aceste probe, foarte probe reușite, ați luat de validate, adică le-ați folosit și în ceea ce ați vorbit, am văzut acest lucru, sigur că ăsta e punctul foarte, aș spune așa, deosebit. Capitolul 3, programul de eficientizare a comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică, redă explicit fundamentarea metodologică a programului de intervenție psihologică și descrierea lui detaliată, ați mers de la așa, eu știu, reputați savanți ca Vygotsky, Davidov, Leontiev, Elkonin, asta e foarte bine când, că de multe ori iată în cercetări. Ei, dar ce și în capitolul 3, adică vă referiți, ba chiar foarte bine că vă referiți, asta și numește fundamentare științific și argumentare. Bravo! Deci, programul de intervenții l-ați explicat și dumneavoastră și colegii mei, ședințe cred că au fost destul, da? Poate că aici, cu adevărat, cum a spus și doamna profesor Jana Racu, ați fi putut la delimitare să mai vedeți totul precis. Clasa 1, clasa 2, că ei sunt copii diferiți, cum nu ai spune. Mai ales că este așa cum dumneavoastră, că clasa 4 devine un pic mai retrașă, aceia mai mult comunică, care sunt mai mici, s-ar părea, dar ăștia care deja mai mult posedă comunicare, deci este așa o chestie foarte interesantă, dar mă rog, îți faci un ghid, îți faci ceva, eu recomand chiar să faceți o lucrare, chiar să fii de mare folos. Deci, interesante mi-au părut exercițiile pe care le-ați aplicat, eu sunt pedagog în esență, cu mare vechime muncă și întotdeauna atrag atenție la ce, cum format, ce folosiți, foarte reușit pentru clasele primare, pentru școlarii mici și consider că și rezultatele puse experimentul, cum au fost descris, e extraordinar. Concluziile generale, adică cele finale, sunt bine formulate, dar așa mi s-a creat o impresie. Toate că eu foarte greu citesc, eu încă n-am voie să citesc două săptămâni mult, eu am voie numai punctat 5-6 minute, dar oricum așa m-ai dovedit să observ ceva și deci parcă îmi pare că lucrarea e mai bogată în mai multe aspecte decât le-ați demonstrat în acestea concluzii. Ei, așa, recomandările îmi par mult mai valoroase și așa bine structurate și gândite. Anexele sunt destul de consistente, deci aveți și de ajuns publicații, aveți practic dublu. Se cer la noi, de exemplu, se cer 5, la dumneavoastră conform regulamentului, tot cred că 5. Așa aveți 11 articole științifice la temă. Am urmărit niște aspecte, așa eu cum spun, fragmentar, ca să văd, deci cu trimiterile. Vedeți cum acum, iată și doamna profesor Racu în comisia de experți, foarte strict, foarte trebuie să respectăm toate cerințele. Așa. Examinarea și analiza conținutului disertației ne-a incitat la formularea unor întrebări. Vă rog, deci, care a fost motivul evitării analizei posibilităților familiei de a influența eficientizarea comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică? Printre altele a sunat chestia asta și la doamna profesor Bolboceanu. Nu vă pare că ați putut mai mult un pic să implicați și familia? Am încercat să... Nu,
finisați să finisez și apoi. Și el răspunde la toate. Așa, da, bine. Da, așa mai bine. Asta un moment. A doilea moment. Din momentul ce v-ați oprit la autocunoaștere și autoapreciere, comunicarea interpersonală, nu credeți că ar fi fost util să elucidați aspectul interdisciplinar, abordând și fenomenul limbajului, percepții, inclusiv comunicarea monologată? E, asta eu deja sunat, asta cel mai mult pe mine m-a interesat. Din ce surse științifice ați preluat termenul de corelate și ce înseamnă, de fapt, acesta în lucrarea dumneavoastră? Așa, obiecțiile expuse nu diminuează absolut deloc actualitatea, importanța, noutatea științifică, valoarea teoretică și aplicativă a lucrării. Cu adevărat, dumneavoastră ați adus o contribuție foarte mare la îmbogățirea și suportului teoretic în domeniul vizat și mai ales a suportului praxeologic. Teza de doctorat a doamnei Roșca Maria are caracter teoretic-aplicativ, este elaborată în conformitate cu principiile științificității și conține valori autentice care pot fi de un real folos în activitățile de dezvoltare personală și formare a competențelor de comunicare, de autocunoaștere și de ameliorare a relațiilor interpersonale. Reșind din cele relatate, considerăm că teza de doctorat elaborată doamna Roșca Maria corespunde rigorilor unei cercetări științifice în domeniul psihologiei generale, iar autoarea doamna Roșca Maria merită să-i se confere titlul de doctor în psihologie la specialitatea psihologiei generală 51101. Mulțumesc și aștept așa niște răspunsuri lapidare și succinte. Vă mulțumesc, doamna Cuznețov, și mulțumim pe toți recenzienți pentru analiza așa profundă și detaliată și oferim cuvântul pretendentii pentru a răspunde la sugestii, propuneri care au fost făcute de referenți oficiali. Cum trebuie să iau luăm? Cum să citit? Doamna Manțibor a stipulat, a menționat faptul că eșantionul de cercetare ar fi putut fi mai detaliat descris. Menționăm că am încercat pe cât posibil să analizăm variabile cercetate. Inițial am inclus și aspecte sau date despre gen, dar ne-am condus și de faptul că trebuie să ne încadrăm într-o limită a paginilor lucrării, să corespundem cu anumite cerințe și nu am reușit să le valorificăm aceste aspecte de gen în lucrare. Va fi posibil să le publicăm ulterior sau să le valorificăm în surse cum ar fi articole științifice. Cu privire la reflecțiile personale am răspuns că am analizat cât de profund am avut noi posibilitatea și am descris în acele tabele caracteristicile comunicării, autocunoașterii și relațiilor interpersonale. Ne vom gândi și ne pare o idee reușită și binevenită să lucrăm asupra instrumentelor de eficientizare a comunicării a copiilor de vârstă școlară mică. Vă mulțumim mult pentru sugestiile oferite, le apreciem. Încerc să răspund întrebărilor doamnei Cuznețov, da? Am încercat, de fapt nu am omis familia în analiza datelor. Familia se regăsește și direct și indirect prin apel la stilurile educative, la stilurile de atașament, la acele, chiar și în metodele aplicate, avem în testuri energiile, influența adulților în comunicarea cu copiii. În studiul doamnei Bolbăceanu, iarăși am regăsit aspectul familiei și adulților în comunicarea cu copiii. În privința termenului de corelație... Corelate. Corelate. Corelație, clar.
da, am folosit acest concept ca sinonim de, adică autocunoașterea și relațiile interpersonale sunt corelate ale comunicării interpersonale. Identificăm acest termen la autorul Camil Petrescu în lucrarea Micul Dicționar Academic, tomul 2, ediția a doua. Este menționat acest concept la plural, corelate, care se află în corelație, care este pus în corelație cu ceva. Ca termen găsim la fel și în lucrarea lui Ilie Bădescu, în Idei politice internaționale, în Idei națiuni, editura Mica Valahie, București, la pagina 99. Oh, chiar vă mulțumesc! Deci, citesc de acolo, s-ar cuveni decupate și alte corelate teoretice ale ideilor corporaliste Adică... Mulțumesc chiar pentru asta, că eu am căutat și n-am găsit. Deci, am analizat în lucrare autocunoaștere, relațiile interpersonale, ca fiind corelate ale comunicării interpersonale. Nu, noi sensul l-am înțeles, dar mă interesa de unde e luat. Mulțumesc. Despre monolog mi-ați răspuns anterior. Și trecem la următoarea etapă, dezbatere științifică, în cadrul cărei membrii comisiei de doctorat își expun părerea asupra noutății, valorii științifice, aplicative a tezii, perspectivele temei cercetate. Vă rugăm pe doamna coordonator științific, doamna Talstai. La dumneavoastră e altfel un pic decât la noi. Da, da, procedură. Mă ascultă? Da. Stimate doamne președinte, stimați referenți, asistență, eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat, în primul rând, să faceți parte din comisia aceasta pentru susținerea tezii de doctor a doctoratului Maria Roșca. Și știți, atunci când am compus comisia și chiar atunci când făceam mai multe documente, n-am atras atenție, dar acum aud și văd că noi suntem foarte norocoși, avem o anuare să avem în comisie doar doctor habilitat. Chiar și un doctor habilitat fără 5 minute. Eu fac excepție, da. Aici chiar, iată, ne mândrim cu așa... Este o perioadă. Da. Ne mândrim, iată, cu așa componență. Tot în primul, tot vreau să încep cu să felicit pe doctoranda mea, Maria, cu această susținere că drumul spre ziua aceasta era lung, era greu, pe unele dificil. Noi am avut, ne-am întâlnit și cu pandemia aceasta, care cu toate restricțiile sale, tot într-un pic, cumva ne-a stopat în lucru, dar spiritul de cercetător, perseverența în atingerea scopului, caracter de învingător a Mariei, i-au permis să treacă peste toate aceste dificultăți și să fie astăzi aici cu teza finalizată și iată așa gata pentru susținere. Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierile care dumneavoastră voastre ați făcut tezii acestei. Eu mă alătur la toate cele spuse de dumneavoastră și la rândul meu aș menționa că problematica abordată în teză propusă prezintă actualitate și un potențial de impact pozitiv pentru știința psihologică în aprofundarea înțelegerii dinamicilor de dezvoltare a abilităților de comunicare interpersonală a grupiilor. Modul în care doctoranda analizează și fundamentează actualitatea temei și a problematicii abordate este unul cuprinzător care vizează conexiunea cu cercetările eucaustice realizate până în prezent, dar și particularitățile care au fost reflectate într-o manieră mai puțin evidentă. Astfel, chiar dacă problematica este abordată într-o varietate de lucrări, cercetări și articole, este de apreciat operaționalizarea problematicii în componentele autoaprecierii, relațiilor și abilităților de comunicare care au permis
o prismă de cercetare relativ specifică, anume clasele primare 1-4. Pe parcursul anilor de lucru asupra tezei, doctoranta a abordat și mai multe variabile, precum și sex, și performanța academică, și comunicarea online sau in vivo, da? Am avut și chestionar elaborat la acest capitol, și fenomenul de prietenie. În varianta finală a tezei noi am renunțat la acestea, de atâta că am structurat cumva lucrarea după variabile cele care se regăsesc acum și ne-au s-au părut mai fundamentale în înțelegerea diferențelor în conduită verbală, relațională, manifestată la copii de vârstă școlară mică. Totodată menționăm că unele rezultate acestea au fost prezentate la conferință sau sunt prezentate în publicații, în articole științifice, ca exemplu взаимосвязь оценки и самооценки в младшем школьном возрасте, артикул публикат in European Journal of Humanities and Social Science. Дальше роли де ген, сау диференциали де ген in релациили интерперсонали, кари апост публикат in European Journal of Education and I. Psychology. Remarcăm și calitatea experimentului de constatare și experimentul informativ. Doctoranta a validat profilul psihologic al copilului de vârstă școlară mică cu trăsături manifeste de comunicare eficientă, elaborând programul de eficientizare a comunicării interpersonale la copii, care a fost conceput în conformitate cu viziunile teoretice și metodologice, bine argumentate și analiza rezultatelor cercetării obținute cu ajutorul instrumentelor metodologice valide de evaluare. Cunosc foarte bine cum s-au desfășurat programul acesta, emoțiile copiilor, că am discutat foarte mult cu Maria la acest capitol, dar și emoțiile doctorandei atunci când ea retrăia pentru cele care, pentru faptul rezultat. Cum, da, sau procesul, cum decurgea și experimentul acesta, dar și rezultatele. Dimensionat pentru program de intervenție psihologică, doctoranta a elaborat disemnătător unele instrumente, metode, tehnici de lucru, fiind provenind din familia educatorilor, mama este învățătoare la clasele primare și a primit un ajutor bun, inclusiv metodologic și de la dumneei. Și iată, ea a reușit, văzând specificul acestor copii, să propună și unele metode personale. Da? Aceste instrumente, bineînțeles, pot fi utilizate de psihologi, psihologi școlari, profesori, în activitate de consiliere, în activități de dezvoltare personală și formare a competențelor de comunicare, de autocunoaștere și de ameliorare a relațiilor interpersonale, ce confirmă, de fapt, valoarea practică acestei lucrări. Menționăm că doctoranta a publicat 11 articole științifice, din păcate nu avem cele care sunt cele mai emerite, să zicem, reviste cu Impact Factor sau cu ISI, da, care sunt cotate în Scopus sau Web of Science, dar cum și-a vorbit doamna Cuznețova, doctoranta este foarte tânără, abia la începutul cării, dar de cercetare, încă mai dovedim să apară și acolo, dar totodată noi am respectat cerințele și avem articole care au fost publicate în reviste internaționale și aș menționa faptul că doctoranta are publicații în trei limbi, articole în limba română, în limba engleză și în limba rusă. Ca concluzie, menționăm că teza prezentată spre susținerea are caracter teoretic-aplicativ, este elaborată în conformitate cu principiile științifice și conține valori autentice care pot fi de un real folos în activități de dezvoltare personală și formarea competențelor de comunicare, de autocunoaștere și de ameliorare a relațiilor interpersonale.
reșind din cele relatate, consider că teza de doctorat elaborată de doamna Roșca Marie o răspunde rigorilor unei cercetări științifice în domeniul psihologiei generale, iar autoarea merită să îi se conferă titlul de doctor în psihologie la specialitatea 511.01 psihologiei generale. Vă mulțumim, doamna Tolstaia, și ofer cuvânt secretarul științific, așa se primește, da? Comisie de doctorat, doamne Paladin. Mulțumesc frumos, stimată doamna președintă a Comisiei de Susținere Publică. Evident că după o analiză amplă la care am fost prezenți astăzi pentru lucrarea elaborată de doamna Roșca, este deja cumva mai puțin important și avizul pe care l-am pregătit în 4 pagini, dar o să mă strădui să prezint niște secvențe cu referire la această lucrare cu tema eficientizarea comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică. Evident că subiectul cercetării este unul deosebit de valoros pentru psihologie în general și nemijlocit pentru psihologia generală la specialitatea în care a fost elaborată această lucrare. Teza de doctorat elaborată este una de mare actualitate, precum menționat și doamna Vâlvoceanu, în ultima perioadă mai puține cercetări sunt făcute pentru această vârstă a elevilor mici, pentru că preponderent avem activități realizate cu adolescenții sau ne axăm pe eșantioane cu cerințe educaționale speciale. Aici acești subiecti mai puțin sunt valorificați în lucrările de doctorat, ceea ce este de apreciat. În acest context este de apreciat noutatea și originalitatea care rezidă în prezentarea informațiilor noi privind subiectul cercetării. Evident că din perspectivă structurală s-a menționat că este o lucrare clasică care conține toate secvențele: adnotare, listă figuri, listă tabele, introducere, 3 capitoli, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 177 de surse și toate dimensiunile prezentate în lucrare au fost minuțios prezentate în publicații, care iarăși doamna Cuznețova a făcut apel la faptul că sunt duble elaborate aceste articole la subiectul cercetării. În capitolul 1, doctoranda prezintă minuțios acele dimensiuni generale cu referire la conceptul de comunicare interpersonală, ceea ce este cu referință la vârsta școlară mică. Capitolul este constituit din 4 subcapitole și respectiv se regăsesc elementele esențiale pe care doctoranda le valorifică și în capitolul următor, capitolul 2 al cercetării. Respectiv este acest fir logic dintre componentele descrise în capitolul 1 și tot ceea ce doctoranda deja a valorificat la nivel de studiu empiric al comunicării interpersonale. Sunt valorificate 4 metode empirice și rezultatele în capitolul 2 la toate aceste metode sunt minuțios prezentate și descrise. Este de apreciat faptul că experimentul de constatare a fost realizat cu un eșantion mare, chiar foarte mare, 376 de elevi de vârstă școlară mică. Acest fapt este de apreciat înalt. Informația inclusă în capitolul practic este prezentată în conformitate cu cerințele pentru componenta metodologică și experimentală a lucrării, fiind clar descrise atât metodele empirice, precum am spus, precum și dimensiunile acestea statistico-matematice. În capitolul 3, care este intitulat Programul de eficientizare a comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică, este prezentată baza metodologică a experimentului formativ, este fundamentat experimentul
și programul formativ care a fost valorificat, toate activitățile sunt programului, toate ședințele programului sunt minuțios prezentate în anexele lucrării și evident că a și apărut această întrebare în etapa întrebării cu referire la modul ăsta de a valorifica și clasa 1 și clasa 4 în procesul acesta de formare a subiecții, deci subiecții cu vârste diferite, ceea ce iarăși a atras atenția, de obicei se axează în aceste programe formative pe un grup mic care dar este mai omogen. Să uit dintr-o clasă și aici mi-a părut și lucrul ăsta interesant. Totodată doctoranda evidențiază și în lucrare că s-au făcut, s-au aplicat metodele de mijloc ca să fie comode și pentru cei din clasa 1 și pentru cei din clasa 4. Și aici evident că este de apreciat pentru că, precum a spus doamna coordonatoare, aș nimerit într-o situație și cu perioada pandemică și cu lucruri de-astea care i-au dat de înțeles că, uite, contează foarte mult felul ăsta de a valorifica tot ceea ce e aranjat în prisma experimentului și totodată îți dă de înțeles și mai apoi ca niște tangențe sau ca niște ramificări. Cum poți face lucrurile mai bine în cazul în care avem situații dificile. Evident că recomandările enumerate prezintă interes, nici nu se discută. Privită în ansamblu, o să fac aici o încheiere pentru că deja am analizat minuțios lucrarea și vreau să zic că privită în ansamblu, teza elaborată de Roșca Maria se caracterizează prin inovație științifică, prin o anumită semnificație teoretică și, și valoare aplicativă și prin calitate metodologică numai decât. Teza de doctorat poate fi evaluată în viziunea mea cu calificativul general foarte bine și în temeiul celor spuse îmi exprim convingerea că teza eficientizarea comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică elaborată de către Roșca Maria a creat suficiente valori științifice și doctoranda merită să îi se confere titlul științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-01 Psihologie Socială. Felicitări! Generală, scuzați! Doamna Paladi, și în finalul analizei, și eu foarte succint spun despre lucrare, pentru că deja foarte mult era spusă. Teza de doctor reflectă una din problemele actuale și semnificative a psihologiei contemporane, cercetarea comunicării la copii de vârstă preșcolară mică. Tema tezei de doctorat corespunde esenței materialului expus. Teza este un studiu teoretic-experimental, deja era spus, realizat în tradiții clasice ale științei psihologice. Scopul lucrării și obiectivele propuse pentru cercetare pe deplin reflectă conținutul studiului preconizat și realizat de autor. În cercetare experimentală sunt evidențate particularitățile de comunicare, autocunoaștere și relaționare interpersonală a copiilor de vârstă școlară mică. Menționăm ca un succes important al cercetării îl constituie elaborarea, implementarea și evaluarea eficienței unui program de intervenție psihologică în vizierea eficientizării comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică. Considerăm că teza este structurată în conformitate cu cerințele existente, în final sunt formulate, structurate și integrate adecvat concluzii generale și recomandări. Și deja era spus multe ori, se repet și la mine, așa e scris, 11 publicare în care au fost reflectate ideile și rezultatele de bază ale cercetării și rezumatul tezei de doctorat corespunde ca și conținutul cu teza de doctorat și conține elementele cheie stipulate în ghidul ANACEC. Împreună cu aceasta menționăm și unele obiecții și propuneri.
În textul lucrării sunt utilizate mai multe noțiuni, concepte care au fost propuse pentru cercetare. Comunicare interpersonală, competențe de comunicare, particularitățile de comunicare, comunicare verbală, caracteristici comunicative. După părerea noastră, este necesar de limitare mai profundă a noțiunilor respective. Și în capitolul 3, deja a fost pusă și întrebarea, nu sunt evidențiate caracteristici specifice ale aplicării programului de intervenție psihologică în funcție de vârsta subiectelor, elevii din clasa 1 și a 4. Sunt de acord și pentru clasa 1 era ceva numitor comun, dar totuși, da, pentru dânsi asta zona proximă de dezvoltare foarte bine când să atingem scopurile mai mari, obiectivele, dar și ținând pentru clasa 4 trebuie să ne întindem obiectivele cu zona proximă de dezvoltare. În conceptul lui Vygotsky. Și sugestiile menționate mai sus nu diminuează valoarea cercetării și în context celor expuse considerăm că teza se deosebește prin inovație și originalitatea științifică, valoarea practică, calitatea metodologică, completitudinea a rezultatelor și corespunde cerințelor în unitate de ANACEC și Universității de Stat pentru astfel de lucrări, iar autoria Roșca Marie merită conferirea titlului științific de doctor în psihologie, specialitatea 511-01 Psihologie Generală. Și sincere felicitări coordonatorului științific și pretendentii. Și oferim cuvântul pretendentii a răspunde la sugestii, propuneri care au fost făcute în cadrul discuției. Ne exprimăm împreună cu conducătorul științific mulțumirea și aprecierea, prețuirea înaltă pentru analizele profunde, științifice, deosebite, bogate în concepte științifice. Vom ține cont și vom implementa recomandările adresate nouă de către dumneavoastră. În următoarele lucrări. Da. Și mai departe oferim cuvântul secretarului pentru a informa comisia privind avizele parvenite de la specialist din domeniu la rezumatul tezei. Mulțumesc. În cele ce urmează voi prezenta lista avizelor la rezumatul tezei de doctor în psihologie cu tema eficientizarea comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică, autor Roșca Maria, parvenite în comisia de doctorat. Menționez în primul rând avizul elaborat de către doamna Bodrog Lungu Valentina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Bolea, a venit un alt aviz din partea doamnei Bolea Zinaida, doctor în psihologie, conferențiar universitar, directorul Școlii Doctorale Științe Sociale și ale Educației din cadrul Universității de Stat din Moldova. Avem un alt aviz elaborat de către Botnar Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediu în Chișinău. Șefciuc Maia, doctor în pedagogie, profesor universitar, șef al departamentului de pedagogie, Universitatea de Stat din Moldova. Un alt aviz este elaborat de către Cerla Traisa, doctor în psihologie, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Un alt aviz este al doamnei Burlacu Marina, directorul instituției publice Gimnaziu Alexei Matievici din Răuțel Fălești. Avizul elaborat este un aviz este elaborat și de către Toma Sergiu, doctor în psihologie, director executiv Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale. Și ultimul, al optulea aviz, este elaborat de către Pravitsky Galina, doctor în psihologie, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Vreau să menționez că toate avizele sunt pozitive și evidențiază valoarea teoretică și practică a cercetării. Vă mulțumesc! Bine, vă mulțumim și oferim cuvântul secretarului pentru a informa comisia privind procedura votării. Dar noi facem procedurile secrete. Secretă, da. Da, atunci da. Doctoranda poate să... Fișele, da? Le... Da, da, da. O să vă rugăm... De conectație. Da. Conform cerințelor stabilite prin regulamentul și formularul tip al școlii doctorale foarte bine, respectarea eticii și deontologiei profesionale foarte bine,
calitatea susținerii publice foarte bine și publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice foarte bine. Total, calificativul foarte bine. Având în vedere cele constatate mai sus, comisia de doctorat a hotărât a atribui teze de doctorat în psihologie cu titlul Eficientizarea comunicării interpersonale la copii de vârstă școlară mică, elaborată de Roșca Maria, calificativul foarte bine. A acorda doamnei Roșca Marie titlul științific de doctor în psihologie la specialitate 511-01 Psihologie Generală și punem la vot această rezoluție. Vă mulțumesc, am votat unanim și în finalul oferim cuvântul doctorandei. Vă mulțumesc mult pentru competențele dumneavoastră academice, pentru răbdarea cu care ați audiat și ați desfășurat referatele de analiză, pentru sugestiile oferite. Vă mulțumesc mult pentru calificativul oferit, nu m-am așteptat la acest calificativ, din considerentul că știm că fiecare mai are de lucru. Apreciem înalt contribuția dumneavoastră la dezvoltarea mea personală și profesională. Declar ședință Comisiei de Doctorat închisă. Vă mulțumim, membrii Comisiei de Doctorat și doctorandi și coordonatori.